Welcome to the good life. Welcome to the good life. The wait is over. Welcome to the good life. And after all the talk, all I gotta say is, welcome to the good life. You're welcome. You're all welcome. Like we always do at this time. Bună, numele meu este Răzvan, sunt elev în clasa 11F de la Colegiul Național Gheorghe Țițica. Sunt elev de 8 ani de zile la acest colegiu, iar pasiunile mele sunt fotbalul, basketul și petrecutul timpului alături de prietenii mei. Cred că programarea și machine learning-ul sunt domeniile care mă interesează cel mai mult și aș vrea să le studiez mai mult în viitor. Îmi place foarte mult să urmăresc basketul, NBA-ul în special, urmăresc în fiecare zi și sunt la curent cu toate știrile, la fel și din fotbal. Și îmi place foarte mult să petrec timpul socializând, ieșind, nu să stau pe telefon sau să stau pe alte rețele de socializare, să pierd timpul. Da, normal că sportul mă ajută să mă deconectez de la stres sau de la teme, concursuri. În fiecare zi mă duc și alerg pentru că vreau să dau și la Academia Tehnică Militară și trebuie să am o condiție fizică destul de bună. Cred că siguranța unui loc de muncă, pentru că la alte facultăți, spre exemplu, după ce termin studiile, este foarte greu să ajung undeva rapid, fără o experiență. Am câteva persoane și din basket și din fotbal care mă inspiră și mă motivează zilnic, cum ar fi LeBron James sau Cristiano Ronaldo la fotbal. Nu am chiar un plan B, sunt o persoană destul de schimbătoare. Spre exemplu, anul trecut eu îmi doream să dau la medicină și anul acesta am luat decizia să dau la Academia Tehnică Militară, dar dacă m-aș răzgândi, sigur aș găsi eu o cale pe un viitor. Adică până la urmă am atâtea posibilități, sigur o să reușesc să aleg ceva care să-mi placă. Cred că împărțirea timpului este chiar problema mea principală, sincer să fiu, dar în primul rând, în timpul săptămânii, mai ales după ce termin orele, nu iau o pauză în care să-mi pierd timpul să stau pe telefon sau să fac alte lucruri și mă apuc de scris, apoi temele le termin destul de repede și am timp pentru lucrurile care mă interesează pe mine, să lucrez în plus sau să învăț alte lucruri, să cumpăr cursuri și să le urmăresc. Iar în weekend îmi rămâne timp și să ies afară, să mă uit la un film. Deci timpul într-adevăr este o problemă, dar cred că o depășesc. A fost greu acum câțiva ani când am ajuns într-o tabără de matematică și am văzut cât de mult muncesc ceilalți copii față de mine și eram singurul din Severin și a fost un concurs la care m-am clasat printre ultimii, dar nu am ajuns la nivelul cel mai de top la care pot să spun că mă depășesc lucrurile, dar într-adevăr, de exemplu, anul trecut, când a început pandemia și orele online, nu am fost atât de organizat și am cam pierdut timpul și regret anul trecut, dar anul ăsta am reușit să recuperez cât de cât. Am avut foarte multe eșecuri și rezultate slabe, dar cred că profesorul meu m-a ajutat foarte mult și munca până la urmă. Da, la începutul fiecărui an școlar nu muncesc cum muncesc, spre exemplu, când se apropie Olimpiada sau alte concursuri, dar niciodată eșecurile pentru mine n-au fost un capăt de lume să spun că gata, mă las și fac altceva, că asta nu e de mine.
Adică dacă aș fi fost întrebat acum mai mulți ani, aș fi ales o carieră de succes în sport, dar după cum mi-am urmărit pe majoritatea sportivilor de performanță, vârsta de 17 ani e cam prea târziu și, sincer să spun, aș alege o carieră de succes în programare, pentru că asta îmi place mai mult, sincer, decât fotbalul sau basketul. Sincer să fiu, nu m-am mai gândit la asta până acum și chiar nu am o idee. Cred că nu am avut până acum acel moment la care să spun gata, ăsta e cel mai important moment în viață. Aștept să se întâmple și până acum sunt mulțumit cu ce am realizat. Nu cred că aceste pasiuni mi-au afectat viața socială, mai ales pentru că sunt o persoană care are foarte mulți prieteni și iese în oraș. Am fost în tabere, am fost la mare, anul ăsta o să fac același lucru și am chiar foarte mult timp liber și nu afectează asta viața socială chiar deloc. Da, am fost în câteva acțiuni de voluntariat la Crucea Roșie și de 1 decembrie și, sincer, consider că voluntariatul ajută foarte mult tinerii și îi ajută să lucreze în echipă și, bineînțeles, că o să mai fac parte din alte acțiuni de voluntariat în viitor. Întotdeauna mi-am dorit să fac la școală niște ore de public speech și comunicare, deoarece consider că este important ca fiecare, ca orice om să-și poată încirui ideile și să poată să vorbească în fața unui public fără strac. Cred că mi-ar trebui mai mult timp să lucrez într-o echipă, asta mi-ar dori să mă îmbunătățesc și să pot să comunic mai bine și să fiu cât mai eficient în ceea ce fac. Dacă ar fi să aleg doar 3 lucruri care să mă facă fericit, cred că aș alege aventura, noile experiențe și prietenii, bineînțeles. Peste 10 ani sper să fiu, în primul rând, independent financiar, să am o carieră de succes, să fiu un om fericit la casa mea și mi-aș dori să, de acum în 10 ani, să fiu într-o vacanță exotică. Thank you.